Noi în țară, robor crește ca făt frumos și ne face rău ca zmeul, avertizează analiștii. Indicele de referință după care se calculează ratele în lei a ajuns la 4,95%, după ce ieri era 4,88%. Și robor la 6 luni a urcat la 5,04% față de 5% cât era ieri. Banca Națională a decis la începutul acestei luni cea de-a treia majorare a dobânzii de referință până la 3% pe an. Adrian Negrescu, analist economic, este în legătură directă cu noi chiar acum. Ce ne așteaptă, domnule Negrescu? Bună ziua! Păi ne așteaptă rate din ce în ce mai scumpe, adică costuri din ce în ce mai mari cu împrumuturile. De ce? Pentru că, din păcate, aceste creșteri de dobânzi merg în legătură directă cu inflația. Cu cât prețurile vor crește în continuare, cu atât să ne așteptăm ca și dobânzile la credite să crească și, atenție, să avem din ce în ce mai greu acces la credit. Adică băncile nu vor mai împrumuta așa ușor populația pentru că le teamă că oamenii nu au cu ce să-și plătească ratele. În afară de explozia ratelor, la ce alte consecințe vă așteptați, la cum evoluează lucrurile în acest moment? Păi, gândiți-vă că această scumpire a creditării creează mari probleme în economie pentru că și firmele la rândul lor se împrumută mai scump și nu mai sunt atât de competitive, mai ales pe relația cu exportul. Gândiți-vă că noi avem cele mai mari dobânzi din Europa, deci firmele românești se împrumută cel mai scump. Populația se împrumută cel mai scump din Europa, iar costurile le vedem în scăderea puternică a nivelului de trai. Deci să ne așteptăm, din păcate, ca mulți dintre români în perioada următoare, mai cu seamă că nu va mai fi acel mecanism de amânare a ratelor, să nu mai poată să-și plătească ratele. Și sfatul meu este ca în această perioadă, oamenii care într-adevăr simt că nu mai pot să-și plătească ratele, să meargă la bancă și să-și refinanțeze creditele, să-și le refinanțeze pe IRCC, pe acel indice IRCC care este aplicat din mai 2019 și care e undeva la 1,8% și probabil va crește și el pe la 2,2%, dar e o diferență de 2 și ceva și 6% cât e posibil să ajungă roborul. Și atenție, cred că foarte important este ca să discute cu banca în așa fel că să aibă o dobândă fixă pe următorii 2 ani de zile, cât credem noi că va dura acest iureș de inflație și de creștere de dobânzi. Mulțumesc foarte mult pentru analiză, domnule Adrian Negrescu.